În 6 localități din Vâlcea, între care municipiul Râmnicu-Vâlcea și orașele Călimănești și Horezu, rata de infectare a depășit 5 cazuri la 1000 de locuitori. Conform prevederilor legale, localnicii de aici nu pot ieși pe stradă fără un motiv întemeiat în intervalul orar 25 dimineața, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. De asemenea, magazinele se închid la ora 18, iar activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise, cum ar fi sălile de fitness, este supravegheată în continuare. În plus, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea a hotărât ca molurile din județ să permită accesul clienților doar în limita asigurării unei suprafețe utile neocupate de cel puțin 7 metri pătrați pentru fiecare persoană. În cazul celorlalte spații comerciale, această suprafață este de 4 metri pătrați. Numărul maxim de clienți se va calcula în funcție de suprafața centrului comercial sau magazinului și va fi afișat prin grijă administratorului la intrare.